veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți să luăm din nou scripturile și să împărtășim, rămânând la tema păcatul, de data aceasta iertarea păcatului. Cât privește iertarea, vreau să ne uităm din punct de vedere biblic, cum prin ea se anulează păcatul, este o urmare a ispășirii lui și este pe de altă parte și o componentă a vieții creștine. Vreau să privim la iertare în plan vertical, aceasta într-un singur sens. Adică doar Dumnezeu e nevoie să ne ierte pe noi. Noi nu avem ce să-L iertăm pe Dumnezeu, că El nu ne-a greșit. Și celălalt plan al iertării este în plan orizontal între oameni. Aici au și alții să ne ierte nouă și avem și noi să iertăm altora. De aceea spunea Domnul Iisus, referitor la aceste două aspecte ale iertării, în rugăciunea Tatăl nostru, Matei 6 cu versetul 12, mai întâi și ne iartă, cerând Domnului nouă greșelile noastre, și apoi trece imediat legat de aceasta, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și reia Domnul, după ce încheie cu amint rugăciunea aceasta, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Întrucât nu pot fi separate una de alta, iertarea care ne dă Dumnezeu, de iertarea care trebuie să o oferim și să o primim de la aproapele nostru, trebuie să ne uităm la ambele aspecte, una fără cealaltă n-are nicio valoare. Ce rost ar avea că noi ne-am iertat unii pe alții, că sunt oameni care se îmbată și în final dau mâna și mai fac un chef și s-au împăcat între ei, dar cu Dumnezeu nu s-au împăcat. Cum aș putea să spun eu, m-am cerut iertare Domnului, dar de fratele meu nu vreau să știu, iarăși nu s-a rezolvat, decât dacă și pe o parte și pe alta lucrurile sunt în regulă. Să ne uităm mai întâi la această iertare pe verticală care ne-o dă Dumnezeu și chiar rugăm să ne-o dea. Spune Biblia în cartea profetului Isaia, capitolul 55, de când sunt oamenii pe pământ, de la Eva încoace și până la ultimul copilaș, cât păcat este și câtă nelegiuire. Și spune Biblia aici, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. La oameni este o problemă, te saturi să ierți după greșeli repetate. Însă Dumnezeu de mii de ani încă n-a obosit în a ierta oamenii care se întorc la El. Spune Biblia în Numeri, capitolul 15, versetul 22. Dacă păcătuiți fără voie și nu păziți toate poruncile pe care le-am făcut cunoscut lui Moise Domnul, tot ce va porunci Domnul prin Moise în ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam, dacă păcatul a fost făcut fără voie și le ia la rând, dacă a păcătuit adunarea sau o căpetenie, versetul 28. Preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului, când va face ispășire pentru el, i se va ierta, atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege, când va păcătui fără voie. Dar, dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul. Acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. Și tot în acest context citim ceea ce spunea Domnul în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 28. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Și aceasta pentru că ei ziceau are un duh necurat, când de fapt ei vedeau cum stau lucrurile, dar nu vroiau să o recunoască. Putem deschide pe linia aceasta la Ioan capitolul 9, unde Domnul Iisus explică 9:41. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.
Și avem o pildă în Evanghelia după Luca, capitolul 14, când au fost poftiți unii la o cină și fiecare a spus la rândul lui: iartă-mă, te rog, dar n-au fost iertați. Pentru că ei de fapt au fost invitați, ar fi putut să vină, dar au motivat cu știu eu ce și și-au făcut altă îndelnicire și mă cred că au zis în final: iartă-mă, te rog, și primul zice: rogu-te să mă ierți, spune în 24 verset, niciunul nu va gusta din cina aceea pregătită. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Noi am amintit doar întreagă de păcatul cu voia, însă în mod obișnuit oamenii fac păcate fără voie. Cei care au trecut această linie de demarcație, care nu este chiar așa de ușor de trecut, decât dacă cineva se împotrivește în mod voit, repetat, lui Dumnezeu, acela, cum am citit din Marcu 3, este vinovat de un păcat care rămâne în veacul acesta și pentru veacurile viitoare. În Vechiul Testament, citim doar în Levitic capitolul 5, păcatele oamenilor în Israel erau iertate atunci când era adusă o jertfă de ispășire. Acum, evident că iertarea tot prin Iisus s-a făcut, dar pentru ei, atunci, ca un simbol spre jertfa Domnului, se aducea, citim Levitic 5:13, cât e o jertfă. Astfel va face preotul pentru omul acela ispășirea păcatului pe care l-a făcut față de unul din aceste lucruri și îi se va ierta. Era potrivit pentru fiecare păcat o anumită jertfă de adus. Sau păcătuia o căpetenie, avea o anumită jertfă de adus, un anumit animal, păcătuia un om de rând sau păcătuia toată adunare. Deci erau niște rânduieli ca și cum ar fi niște amenzi. Și atunci era omul absolvit. Însă tot prin Iisus ulterior au fost iertați și cei din spate și cei din față. Mai exista o situație în Vechiul Testament, deschideți la 2 Cronici 30, versetul 18, Ezechia s-a rugat pentru ei zicând: Domnul care este bun să ierte pe toți. Și spune versetul 20, Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Deci existau situații în Vechiul Testament când Domnul era mai bun decât s-a prevăzut în lege. Și când oamenii erau sinceri și nu mai era timp să recupereze sau nu exista altă posibilitate de a reface situația, la o rugăciune sinceră și insistentă, Domnul trecea cu vederea și ierta acea situație. În Noul Testament, însă, harul nostru este mai mare, pentru că s-a dat o jertfă și o hotărâre de iertare. Spune 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2, El, adică Iisus, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Pentru ce noi am greșit și pentru ce greșim, jertfa e dată. În Vechiul Testament trebuia să o aducă. Fapte 13:39. Oricine crede este iertat prin El, prin Iisus, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. În Noul Testament, sistemul de iertare este pus la punct în mod desăvârșit. Avem un mare preot sfânt, înălțat la dreapta măririi în ceruri, s-a dat o hotărâre de iertare pentru orice păcat din neștiință, din trecut al oamenilor, jertfa este dată, hotărârea este luată, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a hotărât să facă lucrul acesta și oricât de mult ne-am obișnuit noi cu harul Domnului și oricât de sfinți vom ajunge, să nu uităm niciodată că într-un moment am fost iertați prin Iisus, că fără iertare ar fi trebuit să murim, dar El a murit pentru noi, a Domnului să fie slava în veci. Rămâne doar hotărârea fiind luată, jertfa fiind adusă, să intrăm în posesia iertării. În noul legământ, cât privește iertarea care ne oferă Domnul pe verticală de sus în jos, se oferă, se primește prin pocăință. Nu din oficiu iartă Dumnezeu pe oameni, măcar că jertfa este dată. Dumnezeu iartă pe oameni atunci când se întorc la El și cer iertare. Rămânând în Cartea Faptele Apostolilor, citim în capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Este ca și cum toți am avea, și așa este de fapt, păcatele înscrise în niște dosare, în niște fișe la Dumnezeu. Există decret pentru iertare, dar nu sunt anulate până când nu ne prezentăm cu o cerere din partea noastră și dorim în mod sincer, din întreaga inimă, ca Domnul să ne ierte păcatele. Domnul
i-ar fi simplu să ne ierte. Dar deschideți acum la Ieremia 5 și aici vom vedea, și apoi citim și din Isaia 26, de ce nu poate Domnul să ierte altfel pe toți din oficiu și să-i mântuiască așa? Ieremia mai întâi 5:7, cum să te iert? Zice Domnul, copiii tăi m-au părăsit și jură pe Dumnezei care n-au ființe. Zice Domnul, dar cum să vă iert? Dacă acum vă iert și iară porniți din nou în aceeași alergare păcătoasă, cum să vă iert așa? Ce rost are să vă iert așa? Sau, dacă ar zice cineva, la gata, Dumnezeu ne iartă pe toți. Citim acum în Isaia 26:10. Să admitem că Dumnezeu i-ar ierta pe toți după ce mor și în final să-i ducă pe toți în rai. Dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea. Se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului. Dacă ar fi iertați din oficiu la gata toți oamenii, în rai s-ar apuca din nou de păcătuit, că tot n-ar învăța neprihănirea decât dacă s-ar pocăi. Deci numai așa poate să ne ierte Domnul și altfel nici nu are sens iertarea. Dacă cineva este murdar pe mâini și vine să se spele ca din nou să se bage cu mâinile în pământ în aceeași mizerie în care a fost înainte, are rost să se strice apa pe el? N-are niciun sens. Deci iertarea în mod normal se aplică, se dăruiește celui care nu mai vrea să păcătuiască, care vine să se pocăiască de jertfa lui. Dacă în Vechiul Testament poate era mai greu să aduci jertfa, acum ea este dată. Rămâne doar să ne pocăim pe măsură ca să fim iertați de Domnul. Amin. Să privim acum, că de fapt aici vreau să insistăm mai mult, la iertarea între oameni. Domnul ne iartă, e bun, peste măsură de bun. Și așa să ne spovedim noi înaintea Domnului, să spunem, Doamne, iartă-ne, nici asta nu-i greu. Dar ce-i mai greu? Să se realizeze iertarea între oameni. Să privim mai întâi la două motive de iertare. Oamenii când nu se iartă, găsesc ei vreun motiv. Ba că păcatul a fost în mod repetat, ba că a fost prea mare, ba că a fost făcut în urma unor sacrificii și anumite servicii care am făcut noi cuiva și găsim noi un motiv, ceva, ca să nu iertăm. Dar vreau să ne uităm la două motive de iertare. Spune Biblia în Psalmul 99 cu versetul 8 despre Dumnezeu și un prim motiv de iertare este chiar ceea ce am discutat până acum. Faptul că Dumnezeu iartă. 99:8. Doamne Dumnezeu nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător. Faptul că Dumnezeu iartă de 6.000 de ani. Faptul că Dumnezeu a luat El inițiativa să ierte pe oameni. Pentru noi asta nu valorează nimic. Faptul că Domnul ne-a iertat pe noi, că am păcătuit împotriva Lui, toate sunt împotriva Domnului. Alții au împotriva noastră așa, repartizate pe capete. Am păcătuit și împotriva Lui și a Lui și a Lui. Asta pentru noi nu este motivabil să iertăm pe alții. Faptul că Dumnezeu îi iartă pe alții și noi nu iertăm pe unii pe care Dumnezeu i-a iertat deja. Nici asta nu constituie pentru noi un motiv să iertăm. Faptul că Dumnezeu care este atotputernic, care nu greșește, El e un Dumnezeu iertător, n-ar fi cazul să fim și noi? E adevărat, continuă versetul și spune, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Într-adevăr, dacă cineva a greșit și trebuie să recupereze greșeala lui, de exemplu, ți-a furat banii, să-ți dea banii înapoi, asta este un aspect să recupereze greșeala. Să își primească o pedeapsă cineva. Dar asta nu anulează iertarea. Citim în 2 Samuel, capitolul 12, acolo unde David a fost iertat, cât de mult l-a necăjit David pe Dumnezeu. Și cât de mult Dumnezeu s-a necăjit aici. Și spune prin prorocul Natan la David, 12:13. După ce David zice, am păcătuit, Natan i-a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul. Nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Domnul iartă, dar uneori își rezervă dreptul să aplice o pedeapsă. Și în Noul Testament este tot așa, spune Biblia în Evrei 12 și putem să citim de la versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Deci când te întorci înapoi la Domnul, s-ar putea să-ți dea vă două nuiele, dar sigur ce îți dă și iertarea. Dar oamenii care nu pot să ofere din inimă
Nici după ce le dai paguba înapoi, tot nu te uită. Suferiți pedeapsa Domnului, El se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți aparte sunteți niște peciori, din curvie iar nu fii. Și dă exemplu cu părinții care își pedepsesc copiii, da, evident că iartă după aia că inima de părinte așa este. Mai greu este în celelalte relații dintre oameni. Un al doilea motiv care ne îndeamnă la iertare este faptul că fiecare dintre noi greșește. Dacă ai greșit până acum, oferă iertare celui care îți greșește acum. Și dacă n-ai greșit până acum, oferă iertare celui care îți greșește, pentru că atunci când vei greși, să-ți ofere și el iertare. Citim ce spune Domnul în Luca 6:37. Iertați și vi se va ierta. Are Dumnezeu o regulă potrivit căreia, dacă nu ierți pe cineva, te va aduce în postura să-i greșești, să-i fii dator, să ajungi la cheremul lui. Ca să-ți dai seama ce bine era să-l ierți, că și tu îți dorești la rândul tău iertare. Spune Iacov 5:15. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Deci când avem ceva probleme, Domnul uneori ne lovește cu pedepse. Este indicat să ne lămurim între noi ce avem. Și vindecarea întârzie dacă nu ne-am mărturisit între noi și cu ocazia mărturisirii să ne și iertăm. Că și Domnul iartă. Dar este cazul să o facem și noi. Poate sunt familii în care există suferință. Și suferința e dată chiar de faptul acesta că nu se iartă între ei și nu se roagă împreună ca și Domnul să ierte. Sau sunt stări între frați. Noi ne rugăm pentru bolnav, dar dacă n-am rezolvat problema aceasta iertării între noi, n-avem rezultat. Apoi, citim în Iacov 3:2, toți greșim în multe feluri. Și greșești când nici nu știi, greșești când nici nu vrei. De-aia e normal să ierți pe alții. Apoi, spune Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi și Domnul să ne ajute. Să privim acum la procedura de iertare. Și am notat aici două lucruri. Mai întâi din partea celui ce vine să ceară iertare și apoi din partea celui ce oferă iertare. Citim în Luca 17 ce spunea Domnul Iisus. Luați seama la voi înșivă, fiecare pentru el. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să îl ierți. În mod normal, cine a greșit trebuie să vină să-și ceară iertare. Așa e frumos. Când te duci la cineva, măcar că-ți dă. Există o reglementare între oameni, fă o cerere. Poate nimeni nu s-o citește, dar e normal să fie înregistrat acolo. Uneori, ne-ar părea mai bine să ni se ofere iertare din oficiu. Eu m-am turdit odată cu doi oameni câțiva la rând să-l fac pe unul să-și ceară iertare la ălălalt. Până când m-a lămurit soția și mi-a spus, auzi, stai liniștit, că eu sunt căsătorită de 10 de ani. Și nu l-am putut să fac odată să zic că te rog să mă ierți. Ba unii mai zic, dar bagă pe dacă ăla, dacă ți-am greșit cu ceva, dacă n-are ce căuta pe aici, atunci te rog să mă ierți. Noi suntem greșiți și normal să-ți faci o cerere. Te costă mult? Îți o semnează și îți dă iertarea din oficiu, dar cererea. Citim un formular de cerere în Ieremia 3:21. Poate nu știți cum să o faceți, că altfel am face-o, nu? Un vuiet ți-au de pe înălțim, sunt plânsetele și rugămintele de iertare ale copiilor lui Israel că și-au sucit calea și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Cu plâns încă au venit înaintea Domnului ca un vuiet cu cererea aceasta de iertare. Deci ca o rugăminte vine făcută această iertare. Te rog! Domnul a inclus iertarea în rugăciunea Tatăl nostru și la Dumnezeu când vrem să ne ierte, merim cu rugăminte. Ei, nu că ne închinăm la oameni, dar ne rugăm să ne ierte. Iar din partea celui care oferă iertarea, să nu aștepte acum cerere după cerere. Este suficientă o cerere. Citim în Deuteronom 15 și am notat acei trei aspecte. Este bine să oferi iertarea cu bucurie. Că unii ar vrea să nu vină nimeni să ceară de iertare, ca să poată ținea pe ei, că n-au venit. Deuteronom 15:9. Aici e vorba când să lerți pe cineva, că e sărac și nu mai poate să-ți dea bani înapoi.
Vezi să nu fii atât de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău, cel lipsit. Ci să nu-i dai, căci ar striga către Domnul și te-ai face vinovat de un păcat. Ci să-i dai și nu cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Nu da iertarea cu părere de rău, că nici la Dumnezeu nu-i pare rău când ne iartă. Apoi spune Psalmul 103. Folosim noi acest cuvânt la rugăciune, dar auziți versetul 3 cum l-am putea folosi în relațiile dintre noi. 103:3. El îți iartă toate fără de legile tale și îți vindecă toate bolile tale. Oamenii sunt cu răni, cu dureri. Când ierți, auzi, vindecă-le și bolile. Adică rezolvă-le necazul. Nu îl ierți, dar îl lași bolnav. La gândul că tot nu s-a rezolvat problema între voi. Acum mângâie-l, repară definitiv. Dumnezeu când iartă și vindecă. Că boala a fost urmarea păcatului. Ce folos ar fi să spună te-am iertat să te lase tot bolnav? A spus ca dovadă că te și ierte și vindec, scoală-te sus. Deci să încercăm să vindecăm acolo unde a fost problemă, când dăm iertarea, să nu se mai știe nimic. Să ștergem frumos, nu așa, să ștergem până se rupe foaia. Să facem acolo o pictură frumoasă, acolo unde a fost greșeala, să nu se mai vadă asta. Și un al treilea aspect, Evrei 10:17, acesta îl mai amintim noi mereu, adaugă și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Dacă dai iertarea cu bucurie și dacă încerci să vindeci unde a fost problemă, nu-ți mai aduci de aminte. Dar dacă nu dai cu bucurie, rămâne înregistrat. Și dacă nu vinde, se tot vede. Și nu poți să uiți. Dar dacă uiți, atunci înseamnă că ai dat o iertare dumnezeiască. Domnul să ne ajute la aceasta. Să privim acum la nivele de credință în iertare. La iertare, eu așa cred că suntem ca la școală, pe măsură ce învățăm să socotim. Un prim nivel este iertarea oferită la cerere. Nu mai vorbim de ea care nu iartă. Aia sunt afara bisericii. Aia nici Dumnezeu nu-i iertat. Dar sunt o categorie de creștini care ei iartă, dar spune, dacă vine să ceară de iertare. Dacă frumos îi pare rău și să căiește, îl iert. Dar dacă nu, nu-l iert. Asta se numește iertare la cerere. E primul nivel, asta e clasa întâi la credință. Citim despre asta în Deuteronom 15, de la versetul 1. La fiecare 7 ani să dai iertare, sau iertare la termen. Și iată cum se face iertarea, când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele tău, să-l ierte împrumutul și să nu-l silească pe aproapele său și pe fratele său să plătească datoria. Vei putea să-l ierți pe străin, dar să ierți ce ai la fratele tău. Și reamintim ce spunea Domnul în Luca 17, dacă vine și se cere de iertare, să-l ierți. Și asta e bine deodată, dar nu-i totul despre iertare aici. Că nu toți au hârtie la îndemână și nu la toți le umblă pixul să facă cerere. Și dacă nu i-am iertat pe toți când nu ne cer de iertare, ar fi sacul plin. Și este un al doilea nivel, iertarea liberă. Când n-ai pretenții să vină să ceară de iertare, când tu îl ierți, că și tu știi că ai fost iertat de Dumnezeu. Citim în Marcu 11, versul 25, aici nu scrie că să-l ierți când se cere de iertare, nici la 7 ani, la termen. Așa, la revelion, să zic, noi iertăm mai repede, suntem mai buni ca evrei. Marcu 11:25, și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. N-am văzut oameni care pe motivul ăsta să se plece în genunchi, că nu pot sta în picioare. Da, trebuie să stăm în picioare din toate punctele de vedere și din punct de vedere al iertării să fie în picioare. Apoi citim în Evrei 10:18, cum vine iertarea asta liberă. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Dacă ierți liber, nu mai avea pretenții apoi. Nu-i mai nevoie nici de jertfă, nici de cerere, nici de nimic. Că ai iertat liber. Eu am stat odată la o ușă, nu obișnuim așa, dar undeva am fost la evanghelizare și lucrătorii de acolo să stau la ușă să dă mâna cu toți. Dar cum erau mulți și ieșeau mulți deodată, n-apucam la fiecare să spun Domnul să binecuvânteze, măcar că eu vorbesc repede. Și atunci ziceam la câte unul și mai băgam câte 3 pe aceeași chitanță. Ei, unul care greșește așa des, mult. Ăsta nu mai se cere de iertare, orică face numai la gata o hârtie centralizatoare. Pe ăștia trebuie să ierți oricât de mult ar păcătui. Acesta al doilea nivel e de 70 de ori câte 7. Și asta făcând legătura cu Geneza 4, când scrie acolo că Cain a fost răzbunat de 7 ori al Lamec de
70 de ori câte 7. Asta înseamnă iertarea asta liberă, să ierți pe toți cât ar păcătui, oricât ar fi de mare nivelul răzbunărilor, orice ți-ar face. De 70 de ori câte 7, cât s-ar sui păcatul, tu iartă-i când stai în picioare, dacă vrei să stai în picioare. Dacă vrei să fii în relația asta în picioare cu Domnul în regulă, iartă-i. Că tu nu pierzi, chiar dacă fizic, știu eu, pierzi anumite lucruri, că l-ai iertat fără să-ți recâștigi împrumutul sau știu eu ce, îți va plăti Domnul că tu stai în picioare. Că nu toți se pocăiesc ca să-și facă cerere de iertare. La frați le putem impune, le putem cere. Sau indirect, ei se autosesizează, mai să mă cer de iertare. Dar la unul care nu vrea să știe de Dumnezeu și de iertare, care nu spune Tatăl nostru, până nu-i prins la mijloc să spună iertarea, că așa nu are treabă cu Tatăl nostru. Că tata lui nu are probleme să ierte, că după doctrina diavolului nu există păcat. De ce să ierte? Și există un al treilea nivel în iertare. Aici nu știu exact cât am ajuns. Eu mă tem că și aici nu stăm toți întotdeauna, numai așa cam când e har peste noi câteodată. Dar când suntem mai supărați, mai necăjiți, nu știu dacă nu cumva avem nevoie de cereri de iertare. Nu știu dacă iertăm liber. Al treilea nivel este mijlocirea pentru iertarea totală. Domnul Iisus spune Biblia în Evanghelia după Luca 23:34. Stătea pe cruce. Și a zis cum spunea. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu s-a mai rugat să spună, Tată, îi iert. Spus, Tată, iartă-i tu, că eu deja i-am iertat. Când nu mai pui problema să ierți tu, aia o faci din oficiu. Când rost și pe Dumnezeu să ierte, gândindu-te cât e de rău păcătoși și să fie împovărați. A, dar poate spuneți noastră, asta e pentru Iisus. Asta nu e nivel pentru noi, nu? Nu se poate. E și pentru noi. Spune Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 7, că Ștefan s-a urcat și el la nivelul ăsta. Sau probabil aici o să ne urcăm numai dacă dau cu pietre după noi, nu? Facem probă mai întâi când dau cu vorbe, ne așteptăm pietrele, că mă tem că nu-i lăsăm să le adune ei, mă tem că le adunăm noi. Fapte 7:59, vă citesc de doi oameni care au fost împroșcați cu pietre și s-au urcat la nivelul ăsta să se roage să ierte Dumnezeu pe ăștia care dau. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și spunea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și nu cumva să nu fie sigur, nu cumva în inima lui să le simtă ceva, sau să plece așa. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Tată, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Știu, ne rugăm uneori poate din aia din Africa, Doamne iartă și mântuiește pe negrii, că au ajuns Evanghelia mai după amiază, mai târziu. Doamne iartă pe ăștia de lângă noi care dau cu pietre noi după ce le-am predicat și n-au avut dreptate. Pe frații noștri pentru care ai murit aici. Dacă Iisus a rugat să ierte Dumnezeu, Ștefan s-a rugat la fel și eu vă citesc și de Apostolul Pavel în a doua Timotei, capitolul 4. Ajuns în închisoare, după ce s-a jertfit pentru frați și a spus, bucuros dau dintre-ale mele. La întâiul meu răspuns 4:16 de apărare, nimeni n-a fost cu mine și toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Nu le-a scris să spună, uneori noi mai facem așa, știi? Scriem scrisori, frate, n-ai fost atent cu mine și eu ți-am făcut așa. Au zis ce scrisoare le-a scris Pavel, direct la Dumnezeu, cu ei poate n-am apucat să discute. Doamne, iartă, eu nu mă apuc să le spun că eu i-am iertat. Iartă-i tu, Doamne, că eu știu cum or fi ei cu cererile de iertare la tine. Să ne ajute Dumnezeu să străbatem aceste nivele cât mai sus. Amin. Vreau să ne uităm acum la exemple din Biblie, la oameni care n-au știut cum trebuie iertat și alții care au știut. Să privim mai întâi la Saul, 1 Samuel 19. Erau niște probleme de familie cu ginere său, cu David. De altfel n-ar fi avut ce să ierte la David, dar el așa socotea că David e de vină. Așa se întâmplă uneori. Nu toți care sunt de vină trebuie să iertați, mai trebuie să iertați unii care nu sunt de vină, că așa socotești ceilalți. Cât a ținut iertarea la Saul? După scurt timp, iar după el. Citim în 24:17. Din nou, să mai cere o dată iertare. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, tu mi-ai făcut bine, eu ți-am făcut rău, tu ți-arăți bunătatea. Dar a ținut mult așa? El ce spune în 26:2, mai întoarceți o foaie. Saul s-a sculat, s-a pogorât în pustia Zif cu 3.000 de oameni ca să caute pe David. Și dacă ai fi vreun har la adunare și Saul își dă seama că David e mai bun ca el, iar îl iartă. Dar îl iartă numai așa, pentru o vreme. Și iară se supără cu el și nici motive n-ar avea să n-ajungă nimeni ca Saul, cu duhul rele peste el, că Duhul Domnului ne învață iertarea. Un alt exemplu este Ioab. Citim în 2 Samuel capitolul 3. Abner a fost vinovat de moartea fratului său Asael. A fost vinovat de faptul că nu a trecut de partea lui David
și a rămas cu Saul. Dar Abner s-a pocăit. Însă Ioab n-a ținut cont de asta și citim 2 Samuel 3 cu 26 și Ioab, după ce a plecat de la David, a trimis pe urmele lui Abner niște soli care l-au dus înapoi de la fântâra fără apă, Sira. David nu știa nimic. Când s-a întors Abner la Hebron, Ioab l-a tras deoparte, nu se facă cerere de iertare sau să se împece între ei sau să-l mustre, cum am citit noi din Matei, nu asta. L-a tras deoparte în mijlocul porții ca să-i vorbească în taină și l-a lovit acolo în pântece și l-a omorât ca să răzbune moartea fratelui său Asael. Acest duh de răzbunare, după ce omul s-a pocăit deja, că i-a picat în mână. Și Ioab nu s-a pocăit de asta. Și mai târziu a făcut din nou așa cu Amasa. Citim în capitolul 20, tot 2 Samuel. Ioab a zis lui Amasa, e sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat în seamă la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaiele pe pământ fără să-i mai dea o a doua lovitură și Amasa a murit. Între pocăiți așa se obișnuiește să dai mâna și să se sărute. Dar am și oferit iertare? Acum nu mai purtăm săbii din astea la cingătoare. Acum săbile sunt în limbă, poate. Sau în alte mijloace, în alt arsenal. Nu l-a iertat ani de zile. Și când a picat în mână, i-a făcut-o. Dar nici el n-a terminat bine. Că n-a știut să dea iertare. N-a putut să înțeleagă pe alții când se pocăiește în final. Nici el nu știu cum a fi cu el, că nici el n-a putut să pocăiască în final acolo. Când l-a lovit Benaia și a murit. Dar să ne uităm acum la exemple frumoase, de dorit și de urmat. Iosif, Cartea Genesei, capitolul 45. Se întâmplă nedreptăți în familie. Aia nu că se bat copiii când sunt mici, copiii se iartă urgent. Dar când sunt mari nedreptăți de la moștenire, nedreptăți, cineva deposedează pe frații lui și câte nu se întâmplă în familie. Că aici își petrece omul cea mai mare parte din viață. Și acum frații lui Iosif au ajuns în Egipt, la cheremul lui. Geneza 45:8. Și acum putea Iosif să le spună, ia frumos la rând că te-o cere de iertare și vă duceți cu ea până la faraon să vă aprobe și la urmă veniți să vă semne și eu. Să vă învățați minte că a fost și vedenie că o să veniți să vă închinați. Dar rețineți cu ce cuvinte vine Iosif, cât de prompt este, cât de tare le ia înainte că deja i-a iertat, să nu-și mai facă probleme, 45:4. Apropiați-vă de mine și ei s-au apropiat și le-a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați. Și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu aici, ca să vă scap viața, v-a trimis Domnul înaintea voastră. Iată că sunt 2 ani, versetul 8, așa că nu v-am mai trimis, din nou rea, nu cumva să fie necăjiți. Și Dumnezeu, El m-a făcut ca tata lui Faraon și cârmuitorul întregii țări. A vindecat Iosif când a iertat? A uitat? Și măi, asta e lucrarea Domnului, nu cumva să vă necăjiți. Că așa tare ne place nouă, nu neapărat că avem noi un dosar cu cereri de iertare. Dar așa ne place să-l vedem pe ăsta puțin în genunchi, știi? Așa ne place să-l vedem puțin cum se necăjește, să spunem, da, trebuia. Da. Dumnezeu așa face? Îți ține câteva predicuțe în care să spună, auzi, vezi ce ai făcut? Da, probabil, când o să ajungem rai, mai întâi ne spune tot ce am făcut, știi? Ne reamintește, știi? Uite, știți, uite, asta și asta. Nu, nu-și mă aduce aminte. Când oferi iertare, oferă-o așa, să se bucure de iertare. Nu să spună, măi, m-a iertat. Dar am slăbit 2 kilograme până m-am cerut de iertare, că m-a terminat și am tocat bucățică cu bucățică, dar a spus în final că mă iartă. Dar m-a torturat întâi înainte de a mă ierta. Iosif n-a făcut așa. Apoi, tot despre el citim în capitolul 50, mai târziu ei s-au temut. Și spune aici, de la versetul 18, frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înainte lui și au spus, suntem robii tăi. Dacă te cer de 2 ori de iertare, nici o bai. Iosif a zis, fiți fără teamă, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Să poți, după ce ai iertat, la niște oameni care te-au vândut și te-au înșelat, să le faci tu bine, atunci se vede că i-a iertat. Cam așa ceva ne face Dumnezeu. După ce ne iartă, ne îmbogățește, ne face copiii lui, ne dă haruri. Intrăm în favoarea lui. Un alt exemplu este Moise. Deschideți la Exod 32. L-au necăjit pe Moise din plin, știți dumneavoastră, spune versetul 30. A doua zi Moise a zis poporului, ați făcut un păcat foarte mare. Acum mă sui la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Treapta aia a treia de mijlocire. Tu i-ai iertat, dar rogă-te să ierte și Domnul. Și acum numărul 12, cum ierta Moise, un caz special. Că aici sunt foarte multe probleme că nu se iartă oamenii. Ai auzit ce a zis de mine? Ai auzit cum m-a făcut? Au discutat cu fratele cutare și a zis de mine. Și aici Aron și Maria au zis între ei, numai atât au zis, versul 2, nu vorbește oare și prin noi?
numai prin Moise. Dar ce? Numai el predică, da, numai el e bun să cânte, da, numai lui, numai el? Domnul s-a supărat și Aron a venit acum cu cerere de iertare. 12:11, atunci Aron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă-o. Putea să spună, eu vă iert, dar acum purtați-vă lepra, să vă învățați minte să nu vă mai legați de omul Dumnezeu niciodată. N-aveți decât să vă purtați, să știți că eu sunt omul Dumnezeu, asta v-a spus-o Domnul, să vă rugați acum să vă ierte Domnul. Moise s-a dus direct, Doamne, păi am iertat, dar nici nu m-am încărcat sufletul, socotindu-i vinovați. Direct la Domnul s-a dus, direct pe nivelul 3, că el acolo era. Doamne, iartă-i pe popor, iartă-i și pe ăștia, iartă-i pe toți. Un alt exemplu, 1 Samuel 25. Om beții, un om din ăsta care aveți bărbat mai rău. 1 Samuel 25 cu 28. Și acum Abigail zice așa, iartă-te rovina roabei tale, căci Domnul va face Domnul meu o casă trainică, iartă, căci Domnul meu poartă războiile Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. David era pe punctul să nu ierte și a spus că ea-i de vină. De ce uneori nu mai fac oamenii cerere în numele altuia? Dar fă-și tu o cerere pe numele lui altul și încarcă-te tu cu ele, că și despre Domnul spune în Isaia 5:3 cu 12 că s-a rugat pentru cei vinovați, de ce au fost păcatele lui? Sus, iartă-mă, eu-s de vină, a luat asupra casei. Să se ceară bărbatul de iertare, că eu-s de vină, eu n-am nimic. Și încă l-a învățat pe David, auzi David, tu poți războiile Domnului, tu faci slujbă, tu predici, tu prorocești. Dar nu te-ai lăsat încărcat cu un păcat, iartă-l, tu nu vezi că nu pricepi? Cu el îți pui minte? Iartă-l împărat. De ce să fii tu încărcat înaintea Domnului? Și și-a eliberat și soțul, a luat și ea o notă 10 și l-a făcut și pe David să învețe să ierte. Ca știutea să facă o cerere de iertare bună, o femeie inteligentă. Și un alt exemplu e vorba de Avram, care în Geneză 18 a început să mijlocească pentru Sodoma. Dar știți cine era în Sodoma? Da, spunem noi, sigur, era nepotul lui. Nu așa s-a rugat. Doamne, scapă pe nepotul meu și pe ăștia alți. Doamne, scapă pe pocăiți, dar la ăștia alți arată-le. Că am fost la evanghelizare și nu au vrut să pocăiască. Doamne, scapă-i și pe ăștia dacă se poate. Uite, pentru ăștia, iartă-i și pe ăștia. Încerca să-L lămurească pe Dumnezeu cum să ierte. Nivelul acela maxim al iertare, Doamne iartă-i. Și pe ea mai mult, pentru ea mai puțin. Hai, treci cu vederea. Și numai o dată mai zic. Cam la câte rugăciuni te-ai oprit în mijlocire? Știi, el zice, Doamne, 50. Au zis, 45. Hai, mai zic 40. Și tot l-a dus pe Dumnezeu tot așa cu vorba, știi? Tot a insistat, Doamne, iartă, iartă-i. Că așa se învârte frumos universul acesta când este iertare. Când nu iertare, e ca și când e legat cu funii și se învârte așa blocat. Nu-i uns. Dar când suntem iertați și iertăm, parcă totul e așa liber. Parcă totul plutește. Și vreau să încheiem cu două gânduri. Unul pentru cel care trebuie să ierte. Matei 18. Este acolo o pildă. Numită pilda robului nemilostiv. Și scrie, dumneavoastră cunoașteți, că unul avea o datorie mare și s-a dus la stăpân, de fapt stăpânul l-a chemat, și a început să spună, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Spune aici mai jos, versetul 32, el ți-a iertat datoria, fiindcă m-ai rugat și mai sus spunea că din milă, Domnul ne iartă că are milă și că ne cerem de iertare. Dar el a ieșit afară și l-a prins pe unul care era dator cât? 100 de lei. Și spune Biblia aici, imediat, asta a fost foarte scurt. Plătește-mi ce mi-ești dator și o strângea de gât. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ruga și mă îngăduiți și îți voi plăti, dar el n-a vrut. Fiți atenți, poate vă amintiți de vreunul de sau îl întâlniți. Vedeți, nu strângeți de gât. Acum am învățat că și dacă nu se cere de iertare, că ăsta să-l iertăm, da, dacă se cere de iertare. Și nu l-a iertat de 100 de lei. Și cu ce s-a ales? A scos 100 de pe el. Mai tot nu a scos 100 de pe el, dar în schimb s-a ales cu toată datoria lui din nou, dar 100 tot nu a scos-o. Și spune Biblia aici că zice în final, s-a mâniat, i-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu ce ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele lui. Doamne, uite-te la inima noastră și ajută-ne să iertăm din toată inima noastră. Pe oricine. Mă puteți ierta și pe mine?
să vă țin acum până e proaspăt în memorie, să scap. Și fiecare să-i prindă în formă pe ceilalți, să scape de datorie și să fim cu toții iertați. Atunci nici dacă mai ne întâlnim undeva într-o familie, nici dacă vorbim în familie noastră, nici când facem sfat frățesc, nici când o să moară cineva la mormântare, nu mai discutăm despre ce ne-am iertat. Am și vindecat în urmă și am făcut-o cu iubire din toată inima, că Dumnezeu ne-a iertat și s-a făcut milă de noi. Avem toate motivele. Strânge pe cineva de gât pentru 100 de lei, pentru un mizilic, că așa sunt oamenii, pentru o nimica toată. Nu-l iert, dar de ce? Știi cum a zis? Știi ce mi-a luat? Ce ți-a luat? Viața? Dacă ți-o luat, nu mai era nevoie să stai să-l ierți. Ce anume, ăsta mare lucru, 100 de lei, o nimica. Și pentru asta pierzi totul, pentru 100. Noi, așa zicem în dreptul lui, sau ai văzut, pentru o farfurie de ciorbă și avut dreptul întâi născut, da? Și noi pe 100, că nu iertăm. Și acum să privim la cel care e iertat, că poate spun cei vinovați, slavă Domnului, i-am păcălit-o pe toți, dar acum i-o învățat să mă ierte și sunt liber. Stai că este morală și pentru tine, cel care ești iertat, numai pentru cel care trebuie să ierte. Deschidem la Luca 7. Dacă ăsta ți-a lăsat mâna din gât și nu te mai strângi de gât, auzi, după ce se întoarce, nu-i dai tu o lovitură când se întoarce. Luca 7 cu 40. Am să spun ceva de la Iisus la cei care îi iertăm. Un cămătar avea doi datornici. Unul avea 500, altul 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat. A, iertăm noi pe aia cu 50, că da, 50-50, acum vorbim de 100, ăsta e și mai puțin. Dacă iertarea pe aia cu 100, pe ăștia cu 50 și mai și. Dar ăsta are 500, măi, 900, 500. I-a iertat pe amândoi. Auzi, iartă-i și pe cei mulți și pe cei cu puțin. Așa. Simon a zis, spune-mi dar, asta e morala, care din ei îl va iubi mai mult? Dar nu spune că îl iubește numai la cu mult, numai că îl iubește mai mult. Dar de iubit trebuie să iubească amândoi. Te-am iertat pentru ce ți-am făcut? Frumos. Dar, auzi, mie îmi revine, dacă m-ai iertat, să mă pun pe mine, m-ați iertat, că v-am cerut. Îmi revine să vă iubesc în urmă. Nu ți-am plătit datoria, dar să te iubesc îți dator. Eu nu mai sunt dator la nimeni dacă m-ați iertat, dar mai am o datorie care rămâne, să vă iubesc. Ești iertat, nu mai ai nicio datorie, ești liber, dar rămâne să iubești. Ne-a iertat Dumnezeu, dar rămâne să-L iubim. Dacă nu iubim, n-am învățat ce a însemnat datoria asta noastră mare. N-am înțeles ce har ni s-a făcut dacă, prin iertare, dacă n-am înțeles că trebuie în urmă să iubim. Dumnezeu să ne dea harul iertării, să-L iubim ca urmare și apoi să ne iertăm și noi unii pe alții. Cei care au fost vinovați rămân să ierte, iar cei care au iertat rămân în urmă să o facă din toată inima, cu bucurie, ca să rămână vindecare în urmă. Și când cineva m-a auzit că spune în urmă, așa ca frații lui Iosif au fost vinovați, tăcesc din gură, vai de mine, nu a fost nimic. Deci nu-ți amintești tu, să nu-ți mai facă bucurie să amintească nici ei. Că așa face și Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi și să facă ca această lecție a iertării să rămână valabilă de acum și până vine Domnul. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.